Cozile kilometrice de la ghișele administrației financiare din Slatina s-au redus considerabil, odată cu acestea și timpul pe care contribuabilii îl pierd pentru depunerea unei simple declarații sau plata unor arierate. Orice serviciu oferit prin intermediul funcționarilor de la ghișeu poate fi accesat acum printr-un simplu click. Un calculator și o conexiune la internet este tot ce aveți nevoie pentru a vă achita de obligațiile către stat. Tot de la distanță puteți accesa și informații despre persoanele fizice sau juridice. Din categoria serviciilor oferite electronic face parte serviciul privat virtual, care este un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor privind situația fiscală a contribuabilului. Tot din această categorie mai face parte serviciul acces controlat la dosarul contribuabilului, serviciu prin intermediul căruia contribuabilii au acces la informații cu privire la vectorul fiscal, situația sintetică, declarații depuse. Acest serviciu este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice nerezidente. De zecile de drumuri la ghișeu scapă și cei care trebuie să depună declarații fiscale. Singura condiție este să dețineți un certificat calificat care poate fi utilizat pentru transmiterea mai multor declarații. Un alt serviciu electronic este depunerea declarațiilor online, serviciu care este disponibil pe portalul www.eguvernare.ro, secțiunea depunere declarații, prin intermediul căruia declarațiile fiscale se pot depune online utilizând un certificat digital calificat. Asistența prin e-mail este un alt serviciu oferit electronic prin intermediul formularului de asistență postat pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea asistență contribuabil, sub secțiunea asistență prin e-mail, contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau a se conforma unei obligații fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală oferă și o serie de servicii telefonice. Astfel, contribuabilii primesc răspunsuri la întrebări prin intermediul unui call center la numărul 031-403-9160. De asemenea, date se pot accesa și prin SMS. Este nevoie doar de un simplu mesaj scris la numărul 1300 pentru a afla codul de identificare fiscală, denumirea agentului economic înregistrat sau neînregistrat în scopuri de TVA, starea de inactivitate fiscală, dar și aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare. ANAF are și o linie telefonică gratuită, Tel Verde, la numărul 0800 8085 de la celălalt capăt al firului, vă întâmpină o voce care vă va prelua eventualele sesizări, atât pentru neeliberarea de bon fiscal, dar și pentru acte de corupție. Numărul este disponibil 24 de ore din 24.